Bună seara, am văzut că nu renunțați și sunteți aici în fiecare zi. De ce veniți? De ce e important să veniți? Haideți să le readuceți aminte celor care sunt acasă și poate nu mai sunt atât de entuziasmați de ideea de a veni la protest. Este foarte important să venim, mai ales acum când vedem că minunatul guvern și parlament, ce legi au făcut, cât ne-au mințit. În urmă cu o lună au spus că nouă salariile nu o să scade. Acolo și-au dat românii seama, salariile scad, prețurile cresc, justiția e nedreaptă. Noi vrem o justiție dreaptă și o fiscalitate normală, să putem trăi în țara noastră. Să nu ne plece tinerii în afară. Credeți că se vor apuca să facă tot ce au spus în Parlament acum din zilele următoare? Modificările la legea justiției? Am văzut că au lansat un atac puternic asupra șefei DNA. Păi eu cred că da, ei își apără pielea. Altfel nu pot scăpa. Toți sunt corupți și numai în felul acesta scapă ei de pușcărie. Și acum joacă ultima carte. Încet. Nu. Vezi că prinde aer. Așa, uite așa. Așa, și acum apas. Cât de important este să fim prezenți, să fim prezenți mai ales la Parlament, când ei pot să ne vadă? Oh, dacă ar fi după mine, ar trebui să pichetăm zi și noapte. Și s-a făcut apel pe diferite live-uri că și nouă ni s-a sugerat ideea să mergem într-o zi lucrătoare. Ei bine, am fost și într-o zi lucrătoare, dar prezența n-a fost cine știe ce, undeva spre 200 de persoane. Dar noi nu cedăm, asta este important. Nu, asta este clar, nu cedăm. Referitor la guvernul tocmai pus în funcție. Guvernul doamnei Docilă, așa îi spune, știți? Docilă, Docilă. Doamna Viorica Docilă. Viorica Docilă Vasilica. Da, eu deocamdată nu am luat o atitudine critică față de doamna. Vreau să prind la strâmtoare ca să pot să spun ce am de spus. Eu consider că la ora actuală guvernul acesta este o căruță șubrezită la care sunt înhămate niște gloabe. Noi trebuie ce să facem. Da, gloabele astea trag numai și numai pentru interesul personal al lui Dragnea și al grupului infracțional organizat în jurul lui. Asta e problema. Păi asta trebuie să facem, să rupem oiștea pur și simplu și să separăm căruța de gloabe. Pentru că nouă nu ne trebuie gloabe, nu ne trebuie carosari, dacă e să mergem așa pe stil metaforic. Vă pregătiți pentru marele protest de 1 martie de la Parlament? Da, este deja organizat, sunt una dintre persoanele care au organizat lucrul acesta, sunt coautor, deci obligatoriu voi participa, pentru că avem ceva de apărat. Țara asta este pământul. Credeți că ne vom strânge suficient de mulți de 1 martie, astfel încât huiduielile noastre să facă să zdrângăne ferestrele de la Casa Poporului și să-i tremure izmenele lui Dragnea pe el? Avem timp, așa cum a fost în meetingul din 20 ianuarie anunțat și lumea s-a mobilizat, și acum avem timp și s-ar putea să o facem într-un număr cât mai mare, poate ne ajută și vremea, că mulți s-au delăsat pe chestiunea asta. Da, aveți portavocea, un obiect simbol pentru noi, pentru că reprezintă pe de o parte libertatea de exprimare, da? Și reprezintă libertatea de exprimare în cadrul constituțional al protestelor pașnice, așa cum ne permite Constituția. Și avem și motivul pentru care suntem în stradă de mai bine de un an de zile, toți pentru justiție, pentru justiție independentă. Sunteți și dumneavoastră aici în stradă, ați venit aproape în fiecare seară. Ce mesaj aveți în primul rând pentru cei care stau acasă și se uită și nu ies în fiecare seară în stradă? Deci, în primul rând, am un mesaj care vine de la Constituție. Articolul 55 din Constituția României spune că fiecare cetățean are dreptul, dar are și obligația să-și apere patria. Ce se întâmplă acum în România este un mare dezastru. Martirii noștri au murit la Revoluție pentru a se elibera țara de subjugul comunist, pentru libertate, pentru democrație și așa mai departe. Am câștigat libertate, am câștigat democrație, dar cu porția. Democrație înseamnă și, dacă s-o exprimăm așa în fapt, ce se întâmplă. Inclusiv cei care sunt de partea dreptului sau dreptului românești au putut să meargă afară în toate statele europene, alții și-au găsit joburi și așa mai departe. Una din frumusețile democrației. Acum
gruparea asta internațională de tip mafio vor să ne scoată din comunitatea europeană, au afirmat de zeci de ori. I-ați văzut că tupeu au, deși noi am stat în stradă un an de zile, ei și-au început sesiunea parlamentară 2018, spunând că o să schimbe legile justiției, că schimbă codul penal. Cum vi se pare tupeu ăsta lor? Deja au făcut pași importanți în sensul ăsta, acum vor să dea lovitura de grație șefei DNA, dar vă spun că nu o să le permite. Chiar dacă nu... Nu vezi ce da. Nu vezi ce da în vecii vecilor. Ia uitați și oamenii care trec pe stradă sunt în consens cu noi. Deci este imperios necesar ca toată lumea să lase problemele personale și să-ți facă datoria față de țară, să vină să lupte împotriva acestor oameni. Să ducem la bun sfârșit această luptă pe care de un an de zile, acest maraton civic pe care de un an de zile noi îl ducem. Eu sper ca pe 1 martie să mergem toți să nu le mai permitem hoților să intre în Parlamentul Poporului. Asta vreau să facem. Salut, de ce te afli aici în Piața Victoriei? Mă aflu aici în Piața Victoriei în primul rând pentru că mi-e frică. De ce ți-e frică? Mi-e frică de viitor și de cum va arăta el. Cei care fac propaganda, în special propaganda PSD-istă, spun despre cei din vârsta ta, categoria ta de vârstă, spun, domne, sunt niște tineri care habar n-au, nu sunt bine informați, sunt manipulați. Explică-le un pic celor care se uită la noi, de unde te-ai informat, cât de bine cunoști ce se întâmplă în momentul de față în România. Am înțeles. Modul în care m-am informat a fost cumva progresiv pe măsură ce lucrurile s-au întâmplat. Am încercat să-mi iau informațiile din cât mai multe surse, inclusiv de la cei pe care tu îi numești propaganda PSD-istă, lucru cu care... Adică te-ai uitat și la ce au spus ei ca să vezi punctul lor de vedere. Înțeles. Am căutat să, pentru a-mi forma o opinie cât de cât obiectivă, m-am informat din toate sursele și... Cum îmi spuneam și la început când m-ai întrebat de ce mă aflu aici, mă aflu de frică pentru că nu vreau să trăiesc într-o țară în care oameni lipsiți de competență, lipsiți de respect și de demnitate sunt acolo sus, iar noi orbecăim ca oile undeva în toată mizeria asta în care suntem lăsați. Ești foarte tânăr, ești la începutul carierei tale în viață, în profesia ta. Sigur, profesia nu e relevantă, dar sunt relevante două lucruri. Unu, cum vezi faptul că la vârful țării, la vârful guvernului, e pusă o persoană nu pe criteriul competenței, ci pe criteriul slugărniciei? Cum ți se pare treaba asta? Adică... Cel mai rău m-a afectat această modalitate, acest model de comportament al slugărniciei zilele trecute, când tot așa, informându-mă din surse și de pe internet și de la televizor, întâmplător am dat peste acea scrisoare semnată de 45 de rectori, de reprezentanți ai mediului academic, care luau apărarea unui agramat, unui semi-analfabet. Asta m-a durut cel mai tare. Este un punct peste care nu putem să trecem. În educație nu dăm. Da. Cum ți se pare ideea că de un an de zile o țară întreagă, implicit și tu, pentru că ești cetățean al acestei țări, fără să realizezi, trebuie să respecti niște legi care provin dintr-un parlament condus de un infractor? Cum ți se pare ideea asta? Este o aberație. Este o aberație. Bună seara, de ce ai venit în piață și în această seară? În primul rând, bună seara România, bună seara București, bună seara român de pretutindeni, bună seara diaspora, mulțumim pentru tot sprijinul acordat, mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Am venit în această seară în piață pentru că nu s-a rezolvat absolut nimic. Situația este aceeași, va chiar mai rău. Vor legifera probabil în așa fel încât să scape pierile lor de rechini impuțiți. Din 89 constatăm că pare că niște oameni au murit absolut degeaba. Pur și simplu acești femei și-au făcut apeli colosale pe Sfintele Părțar. Această situație nu mai poate să continue la nesfârșit. Așa cum domnul Dragnea a spus că el vrea să moară în picioare, și noi probabil vom muri tot în picioare. Deci nu vezi ce da, foarte important să înțeleagă infractorii din Parlament că nu vezi ce da. Exact. Ăsta este mesajul pe care îl am în această seară. Este păcat de sângele vărsat. În primul rând, nu consideram că după 30 de ani au rămas aceiași comuniști poșteniți cu aceeași metecne și voase pentru a distruge această nație. Ei sunt de cum niște genocidați. Hoților!
Sărut mâna, sunteți seară de seară aici în piață cu Constituția României. Vreau să vă întreb ceva în primul rând. Ați văzut că au început sesiunea parlamentară 2018, majoritatea lui Dragnea și Tăriceanu și au spus, domne, nu ne interesează că oamenii protestează de un an de zile, noi vom modifica legile justiției, modificăm codul penal, facem ce vrem noi. Cum vi se pare atitudinea asta lor? Bună seara, Mălin, bună seara celor care ne ascultați. Fără cuvinte. Deci nu se poate așa ceva. Nu există dialog. De un an de zile protestăm, iar pe oamenii aceștia chiar ne interesează absolut deloc. Ei merg înainte și, de fapt, ne puteam aștepta la așa ceva. Problema cea mai gravă pornește de la faptul că, așa cum tu spui de fiecare dată, țin să precizez și eu, un infractor face legile justiției, ceea ce este inadmisibil. Și cât timp nu înlăturăm această problemă, nimic nu poate fi atins, nu? Nimic nu poate să fie îndreptat din moment ce un parlament care este la dispoziția unui infractor legiferează în favoarea infractorilor. Deci plecarea lui Dragnea din parlament, scoaterea lui ca pe o măsea stricată, e prima condiție și cea mai importantă. Da, este prima condiție. Nu suficientă, dar totuși prima condiție. Vă face să cedați această atitudine a lor? Nu, deloc. Mă așteptam oricum la o astfel de atitudine. Deci veți fi în continuare aici, în stradă. Nu avem de ales. Nu putem să alegem. Nu există variante. Nu se poate. Ne îndreptăm cu pașii noștri spre dictatură, dar chiar cred că suntem în prima fază a unei dictaturi. Va fi o dictatură cruntă, o dictatură a infractorilor și vom ajunge să ne fie frică să ieșim pe stradă. Noi, oamenii cinstiți. Gândiți-vă bine, prieteni, și haideți, mobilizați-vă, haideți să ieșim, puteți să-mi faci până când îi vom determina să plece. Un milion de oameni este necesar ca să plece. Haideți, încă noi. Bună seara! Cum să avem justiție, nu corupție, cu un infractor șef la Parlament? Bună seara, cum să avem? Dacă nu revinem pe acest infractor Dragnea, nu se va rezolva nimic. Și chiar și următorii. Pentru că el nu a furat numai pentru sine, a furat și pentru cei care, tupeul care l-are, este acoperit de cineva. Acel cineva îi dă siguranță și puterea acest domn. Păi sunt o grămadă, sunt toți în gașcă, au furat. Tocmai de aceea spun, sunt umbrela pe care îl protejează și această umbrelă trebuie să fie de păstrat, să spună chiar el și să plece cu toții. Da. Aveți încredere că va veni ziua când românii toți se vor trezi și vor merge la Parlament peste ei? Da, de data asta am crezut. Am sperat că dacă nu am reușit să mai spună ceva, președintele mi-a lăsat așa în coadă de plăci, adică nu m-a înțeles că nu m-a înțeles. Se zice, există o președință, accept o dată, de două ori, a treia oară se zice că ești cretin. Iertați-mi expresiile. Păi cum? Da, dar președintele fără suport popular nu poate să facă nici el prea multe. Deci cum facem? Ne întoarcem tot la ce facem noi, fiecare dintre noi, nu? Da, Mălin, așa este, de noi depinde, că ți-am spus și atunci în ianuarie. Dar parcă de data asta a greșit președintele Iohannis, așa simt eu. Pentru că a treia oară deja mi se pare să fiu politicoasă, să nu spun cretin. Mi se pare drastică, nu a luat o măsură. Dar dumneavoastră nu veți ceda. A fost aproape de noi, da. În ordonanța 13. Dumneavoastră nu veți ceda, da? A, nu, se zice asta. Ce au ce să fie aici? Și vin și eu de câte ori pot. Justiție, nu corupție! 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 Sărut mâna, de ce ați venit aici, în Piața Victoriei? Pentru justiție. Păi nu ne place cum funcționează. E un an de zile de când există acest maraton civic neîntrerupt. Cum de nu ați cedat? Cum de nu ați rezistat? Ce vă menține în priză? Pentru toate minciunile care ne spun ei. Ne mint, stau și ne mint.
guvernul și parlamentul crede că e țara lor. Normal este invers. Țara are un guvern și un parlament. Da, dar ele sunt confiscate acum de un infractor, Liviu Dragnea. Cum vi se pare treaba asta? Noi o să luptăm și o să rezistăm și o să câștigăm. Credeți că va veni ziua când oamenii se vor aduna în număr mare la parlament, da, să-l scoată pe Dragnea de mustață de acolo? Da, sper. Sperați la ziua aia. Salut, ce te-a determinat să vii și astăzi aici în Piața Victoriei, ziua 369? Salut! Haideți să ne facem un cerc, că trebuie că timp de limb de 9. Da, cântăm un terminul și după aceea pot să dau interviu? Da. În care ta dâncire, barbarii de tiran, barbarii de tiran. În fiecare seară la fix aici. De ce ai venit și acum în piață ziua 369 a maratonului nostru civic? Am venit pentru că sunt împotriva ceea ce se promovează acum în România, și anume ridicarea corupților, a incompetenților, a mincinoșilor, a hoților. În loc să îi trimitem acolo unde este locul lor, implicăm la nivel de miniștri, la nivel de parlamentari,
Cum ți se pare guvernul Vasilica Docilă? Încă nu am studiat prea bine concurența guvernului, dar prima impresie este că, de fapt, este guvernul Dragnea 3-0. După un an de zile de protest, ei și-au început sesiunea parlamentară de anul ăsta, spunând că nu interesează că oamenii protestează, nu interesează că au fost 120.000 de oameni în 20 ianuarie, ei o să facă ce au de făcut și cu asta basta, oamenii care protestează nu reprezintă nimic. Cum ți se pare ție această atitudine? Este o sfidare la nivel declarativ, dar eu cred că ei se tem totuși de noi. Asta este părerea mea, că se tem, dar la nivel declarativ încearcă să ne descurajeze ca să nu mai protestăm. Crezi că va veni ziua când românii se vor înfuria, se vor trezi și vor merge la Parlament peste ei așa cum trebuia să facem de la bun început? Este dovedit faptul că România, că românii s-au trezit și când s-au trezit bine. Și atunci nu-i văd bine pe cei care ne conduc. Aceeași miserie, ALDE și PSD, aceeași miserie.